Salutare! M-am tras puțin la umbră pentru a face un anunț foarte important. Recent m-am asociat cu Power Fishing. Power Fishing este un magazin de pescuit. Trebuie să-mi procur și eu de undeva echipamentul și nălucile de pescuit. Și asocierea asta nu este în vederea unei promovări de branduri, să fac reclame la anumite mărci sau anumite năluci. Nu intenționez asta, nu cred că v-ar plăcea, nici mie nu mi-ar plăcea să fac lucrul ăsta. Scopul asocierii acela de a găsi năluci, de a testa năluci. Cel cu care comunic de acolo a fost capitanul echipei câștigătoare la nivel mondial acum 2 ani al campionatului de spinning. Deci putem spune că e campion mondial de pescuit la spinning. Și primesc sfaturi și de la el, primesc recomandări și de la el și mă ajută să progresez în pescuit la spinning. În același timp vă aduc și voi informațiile pe care le aflu. Dacă e o nălucă bună, vă recomand și vouă, așa cum am făcut-o până acum. Dacă găsesc o nălucă nouă care e faină, o să vă spun, o să vedeți în videourile mele. Și foarte important, al doilea lucru care o să se întâmple, în afară de asocierea asta și recomandările de năluci și toate cele, e că voi anunța în fiecare video un promocod, un promocod prin care echipamentul sau nălucile pe care le vedeți în video respectiv sau pe care le voi anunța vor avea un discount de, nu știu, 10-15%, poate 20%, așa că rămâneți aproape să vedeți și în videourile viitoare care sunt promocodurile dacă vreți să vă cumpărați năluci, echipamente de pescuit. În video-ul ăsta, promocod este, începem standard, Darius Ross Spinning, iar promocodul se aplică la voblerele Dorado, Invader și Alaska. O să le pun link-uri în descriere produselor și dacă vreți să cumpărați, dacă o să vreți mai încolo să cumpărați, puteți să reveniți, codul va fi același și puteți să cumpărați produsele astea la discount. Ce ne propunem e să aducem valoare pescarilor de spinning, mai ales celor începători, care probabil n-au deja o trusă de năluci, nu au testat prea multe năluci, nu știu exact ce să folosească, cu ce să înceapă, ce merge, ce nu merge. Aici o să găsiți, sper să vă fie de folos și chiar sper să aducem valoare vouă, pescarilor de spinning și să facem pescuitul mai plăcut puțin. Hai să trecem la treabă. A venit un clan după ea. Mai încerc o dată. Ăla-i, mă. Incredibil. A venit un biban fix în mal. Incredibil. Nici nu urmăream biban. Uite, primul pește pe ziua de astăzi. Un biban frumușela, că am înghițit cârligul rotativa, dar am reușit cumva să scot, că mă duc să dau drumul undeva unde ajung la apă. Să-l reanimăm. E ok pentru primul. Ala-i, mă. Deci primul pește, un biban. Nu mare, dar nici mic n-aș spune că ar fi. A atacat-o cam agresiv, a cam înghițit-o. Sper să fie, sper să-și revină. Dacă nu, rămâne pradă pentru știucă.
Deci doar un biban. Am prins aici doi lenuți au atacat. Timpul să schimbăm. Mergem în alte locuri unde găsim clan. Deci aici sunt 90% sigur că prind un clan frumos. Wow. Pretty big. Amy. Rotativă. Primul clan pe ziua de astăzi. Mai mic puțin. Al doilea clan. Pare că astăzi doar rotativa a dat roade. Alto! Mic. Asta. Ușor. Al treilea. Descreștem. Hai, fugi. Du-te, ești liber. Zăpăcit. Oh.
Nici n-am apucat să... Deci acum scoteam din apă și a sărit ăsta după ea. Hai să dăm drumul. Ce bine că au curățat pe aici și pot să înaintez ok. Prins unul, dar e mic. Deci sunt rup. Am primul plan în locul ăsta. Dăm drumul aici, încet. Hai că l-am mâncat bine cu capul înainte să nu facă fluș prea tare. O, sunt plin de muci de pește. Știam eu că e unul acolo. Mic, așa cum e, nu contează. Știu că... Nu pot să cred, e mârliță. Cea mai mică știucă pe care am prins-o vreodată. Mamă, mi-e milă de ea. Uite, știu. Știu că... Să eliberăm balaurul. Știu că... Du-te, fă-te mare. Hai că știu că vrei să pleci brusc. Te simt. Nu vrea. Oh, gata, a vrut. Mergem? Da. Am prins 3 specii azi, mă. Libană! Full circle.